I would like to welcome you in Munții Țarcu. It is becoming a habit for us to meet every year here and witness new and new bisons coming in. I think we have to change our mind on our vision of European animal. A lot of areas in Romania are already pretty wild, but it can be a little bit more wilder, so we'll help with that process. Zona asta de sub-vesta Carpaților pentru noi este o zonă extrem de importantă. Dacă ne uităm în jur, este un habitat aproape perfect pentru și pentru specia zimbru, dar și pentru multe alte specii. Am putut să vedem urme de urs pe jos, am văzut iarna urme de lup, s-a văzut aici pisică sălbatică, s-a văzut râs, așa că este o zonă excelentă pentru conservarea naturii. Le-am pus la dispoziție teren pentru țarc, unde s-au aclimatizat zimbrii. We brought 40 new bisons, so each year we want to bring bison in order to form a good population. And today we're here to open the fence and give the bison their freedom. We are not pushing the animals, so we gradually adapt them to living in these circumstances. So therefore they went first from an enclosure of 15 hectares to an enclosure of 116 hectares. Now we're opening a gate and they can choose to go outside if they want. They gradually will explore their new surroundings and gradually expand their territory. În urma discuțiilor destul de dese cu localnici, am reușit să-i convingem că aducerea zimbrilor în zonă nu e deloc un lucru rău pentru comunitate. Încă n-am văzut numai la televizor aici, în zona noastră, n-or fost. Și acum fiecare sunt curioși, și copii și bătrâni să-i vadă. Bison is a very important species for nature. They graze, they browse, and that way they make a very nice landscape. They modify the landscape by these activities, from which a lot of plant species and a lot of animal species profit. So behind the bison, a lot of other species will follow. Bison is a magnificent animal, so it will bring something to the community of Armenis because it's an attractive animal, so it can bring tourists. And secondly, it's a beautiful animal, but it's a grazing animal, so it has no intention to attack people. And if you respect the animal, there will be no danger at all. They have their peace, hopefully, and so I hope they're happy here in their new home. They are big NGOs working on this bison, but in the end it's a community who saves the species, actually what is happening here, and I want to express my thanks. Ceea ce trebuie să ne gândim este să ne concentrăm și pe partea cealaltă, adică dezvoltarea comunitară, ca localnicii din această zonă să simtă că zimbrii aduc valoare și că natura vie este mult mai importantă și mult mai benefică decât o natură exploatată la modul masiv pentru profitul imediat. In Belgium, for example, anybody know European bison or wolf or something like that. So if we can help people understand this animal, we win a lot of things. We came here because we knew that Rewilding Europe was busy here and we wanted to see the animals. We wanted to come for a long time to Romania, and it's even more beautiful than we thought, you know. It's a bit like Switzerland without the uninteresting higher mountains, you know. Yeah, it's really nice. Ne-am organizat într-o asociație armeniști măgura zimbrilor, o asociație unde ei chiar s-au implicat în primirea oaspeților, oferindu-le un spațiu de cazare, așa ca la bănățeni la sat. Ideea este să încercăm să restaurăm sălașele de pe vale cu materiale naturale locale, cu var, cu nisip, cu lut, și să fie o posibilitate de cazare pentru turiști, care să nu vină numai să vadă zimbri, ci să și rămână în zonă cât mai mult, să încercăm să dăm ceva și comunității. Nu vrem un turist de masă, vrem un turist de calitate, ceea ce mai încercăm să facem ca acei oameni care în primul rând se gândesc acum la vânătoare, să se gândească mai târziu la vânătoare cu camera. 3 weeks may sound like a lot of time, but that's not enough. I think we will come again, you know.